cunoaște că echipa care a trecut prin Liga 1 a fost probleme și la noi, dacă cea mai bună jucătoare noastră are 35 de ani, atunci pot spune multe despre evoluția a jucătorilor tine. Asta e. Până la urmă e un meci câștigat clar de oaspeți și încercăm și noi să mai acumulăm puncte până în iarnă. Vedem ce se întâmplă din retur, ce jucători putem aduce. Și tu ai câțiva jucători străini? Străini pot, da. Nici chiar așa. Adevăr. Experiența spune cuvântul, mai ales pe un teren mai greu. Și săgeata Năbodari, din prisma clasamentului, era un meci foarte important pentru ei. Un meci câștigat, ceea ce s-a și întâmplat, îi ține în continuare în cărți pentru locul întâi. O înfrângere aici, cred că se distanța contra candidatului lor la promovare și atunci cred că se termina totul pentru ei, mai ales cu problemele care le au. A fost un meci invers față de cum ne obișnuia Dor Ohoi acasă. De obicei juca bine în primele 45-60 minute și pica în partea de acum a fost predos. Am zis, când cel mai bun jucător al nostru are 35 de ani, e greu să emiți pretenții. E dificil, variante pe banca de rezervă nu sunt, am 11 jucători mari și las 12, să spunem așa, pe care chiar ne putem conta să avem o echipă cât de Liga a doua. Dacă mai apar și schimbări și accidentări genul Atudorei, se cunoaște și stăm în poartă cu jucători din Liga 4, jucăm funda stânga cu jucători din Liga 4. Diferență mare de la Liga 4 la Liga 2, să te bați cu o echipă care anul trecut juca în Liga 1. Ăștia suntem, ăștia defilăm, știți cum e vorba. Dar am făcut jocuri și mai buni, într-adevăr. Am luat și golul repede și se întâmplă că nu. Deci a apărut o poziție suspectă de offside la golul lor.